mulțumesc pentru gluma bună. Stai și m-am gândit despre ce să vorbesc astăzi și pentru că știam că o să vină Andrei Kelemen, mi-am amintit de o conferință ținută la Cluj acum 2 ani. Am plecat de acolo, dar subiectul o să fie cu totul altul. Legat de subiectul ăsta, dar cu totul altul. Suntem într-adevăr într-o perioadă pe care aș caracteriza-o ca perioada post-IT a societății umane, care s-a născut din tehnologia informației, dar care s-a diversificat foarte mult și care a ajuns ca în momentul de față, ce-am făcut, Doamne, ca în momentul de față să fie caracterizat de 4 direcții mari, de robotica industrială, de inteligența artificială, de fabricația aditivă și de biologia sintetică. Din biologia sintetică a ieșit domeniul despre care vreau să vă vorbesc acum, dar am să trec repede în revistă astea 4 domenii. A apărut domeniul despre care am să vă vorbesc acum, pentru că el mi se pare de departe a fi cel care va schimba societatea umană cel mai mult. Chiar dacă acum pare că e o chestie măruntă. Robotica industrială, îi știm toată istoria, 1961, brevetul lui DeVol pentru un robot industrial, faptul că mâna aceea robotică nu a avut succes deloc în Statele Unite din cauza conotației negative de la Hollywood a cuvântului robot, așa a ajuns în Japonia, așa au ajuns japonezii să aibă primele fabrici robotizate. A trecut peste ocean destul de rapid, adus de un integrator german, KUKA, la Daimler-Benz, și așa a devenit KUKA depozitarul științei de a face fabrici robotice. Era un mare aset european, un mare aset german, acum este un mare aset chinez, pentru că între timp compania a fost dintr-o obtuzitate uriașă, atât a Germaniei cât și a Uniunii Europene, a fost cumpărată de unul dintre foștii ei beneficiari, chinez, care a cumpărat între timp și o subsidiară a celui de-al doilea fabricant de fabrici robotice. Știința nu e să faci mâini robotice și știința este să proiectezi o fabrică robotică. E o mare diferență. Și acum China are un monopol în acest domeniu. S-a încheiat. Chestia asta este închisă. Pentru toți cei care își fac iluzii că vor face nu știu ce mari lucruri în domeniul ăsta, este un subiect care în momentul de față este al Chinei. Industria 4.0 își propune un lucru simplu, de fapt, trecerea de la fabrica robotizată la fabricația robotizată distribuită. Adică, nu mai am toată fabricația adunată într-un loc ca să am costuri logistice mari, ci folosesc linii flexibile, robotizate, de mici dimensiuni, cât mai aproape de locul în care urmează să fac livrarea bunului care este produs în felul acesta. Este un mod foarte, foarte eficient, pentru că prima tăiere de costuri majore este legată de forța de muncă. Asta a rezolvat-o fabrica robotică. De exemplu, Midea, care a cumpărat KUKA și a robotizat o fabrică de instalații de aer condiționat, în care 800 de roboți au înlocuit 24.000 de oameni. Asta s-a întâmplat de mult în 2014. Și lucrurile continuă în direcția asta. Acum problema este să nu mă mai coste foarte mult nici logistica de
de distribuția bunurilor pe care le fac și cu asta vine, de fapt, în mod fundamental, industria 4.0. Aici sunt aplicații în agricultură, trec peste. Trec și peste fabricația aditivă. Despre biologia sintetică am să vă spun câteva lucruri foarte pe scurt, pentru că este valul cel mai mare care se ridică în momentul de față. Este IT, este programare, este despre programarea sistemelor informatice din celulă, în special este vorba despre programarea ADN-ului, dar și al ARN-ului, acum se vorbește și de ADN-ul mitocondrial, despre editarea lor. Ce este important este că odată cu anul 2012, aceste două doamne, Emmanuelle Charpentier și Jennifer Doudna, au reușit să scadă costurile, existau și înainte tehnologii, exista Zinc Finger, exista Talent, dar costau mult ca să poți să modifici ceva în structura ADN-ului. În momentul de față costă sub $100 pe genă și există deja kituri de astea școlare pentru copii. Există o grămadă de hub-uri în Canada, în Statele Unite, unde copiii învață cum pot să modifice ADN-ul unei bacterii, de exemplu. Aplicațiile sunt, doamne, sunt enorm de multe. De la aplicații în medicină și exemplul, aici la putere sunt americanii și chinezii. Americanii ca cercetare, chinezii ca aplicații, pentru că avem legislația asta tâmpită euroatlantică, care necesită miliarde de hârtii ca să poți face aplicații în domeniul medical. În China, Lui Yu, de la Universitatea Chengdeng, a reușit, anul trecut, în aprilie, a publicat rezultatele, a avut rezultate foarte bune în cancerul pulmonar, chiar în stadii avansate, utilizând editarea ADN-ului la nivelul celulelor T. Ce fac eu aici, că nu mai știu ce fac? Așa, despre inteligența artificială n-am să vorbesc deloc, pentru că nici despre efectul lucrurilor ăsta, pentru că vreau să mă opresc aici, la a doua mare revoluție agrară. Ăsta este probabil cel mai important moment în care ne aflăm acum și am să încerc să explic de ce cred lucrul ăsta. Prima revoluție agrară a început foarte timid, acum 23.000 de ani, dar cât de cât consistent acum 12.000 de ani. Aici vedeți speciile sălbatice și speciile cultivate la nivelul grâului, cam cum au evoluat, și centrele importante în care au apărut primele comunități agrare. Sigur, clima a contat foarte mult în acel moment ca ele să apară. Și atât ce au produs ele. Asta este o localitate în Israel, aproape de Iordania, unde au apărut primele așezări stabile. Natufienii au fost primii care au cultivat plante și primele forme cât de cât organizate de religie. Își îngropau strămoșii sub podeaua casei, în care stăteau în mod stabil, lucru care a evoluat după aia, nu povestesc cum acum, că n-am timp, dar e foarte interesantă povestea. Acum 10.000 de ani, centrele astea, pâlcurile astea de 6-7 locuințe plus un teren în care se practica agricultură, au început să colaboreze între ele și au apărut primele centre urbane. Ăsta este cel de la Göbekli Tepe din sudul Anatoliei, în care apare și prima formă de religie ceva mai,
mai sofisticată, iar aceste centre după aceea au prins contur în interiorul imperiilor. Și cel acadian este primul din istorie care a făcut lucrul acesta. Noi suntem în paradigma asta, care a rezultat de aici. Și toată povestea asta a plecat din faptul că natufienii au început să cultive pământul. A fost prima dată în istorie când pământul a avut valoare. Când pământul trebuia să fie apărat. Când hrana începea să devină o resursă predictibilă. A fost prima dată când munca a început să se specializeze. A fost prima dată când au apărut structurile sociale. Și tot lucrul acesta a creat un ADN cultural al comunităților respective, a creat granițe, a dezvoltat comerțul și a generat structuri militare pentru a apăra acel ADN cultural, acel pământ și pentru a te extinde și a anihila ADN-ul cultural al vecinului și a-i acapara pământul. În paradigma asta suntem acum. Nu e nicio diferență între cei de acum 10.000 de ani și noi. Numai că în anul 1999, în Olanda, băi, frate, cred că trebuie să stau mai aproape, nu știu ce are. Așa. Are un delay și nu înțeleg de ce. În 1999, în Olanda, acest domn, un mare vizionar, Willem van Ellen, a obținut un brevet pentru metode industriale pentru producerea cărnii utilizând culturi celulare. A convins guvernul olandez să investească în chestia asta. Numai că în 2009, marea viziune europeană și-a făcut din nou efectul, guvernul i-a retras subvențiile. Și atunci a intervenit, între timp, un alt vizionar a creat un ONG în Marea Britanie pentru a susține financiar asemenea cercetări. N-a reușit mare lucru atunci, acum da. Între timp s-a dezvoltat ONG-ul lui, dar a intervenit salvator, trebuie să apăs foarte tare, am înțeles. A intervenit salvator Sergei Brin de la Google, unul dintre fondatorii Google, care a investit în Universitatea din Maastricht, pentru ca cercetările pe care le începuseră în Olanda, în zona aceasta a producției de cultură celulară, să continue. Cercetările au fost dezvoltate de Mark Post, care în 2013 prezenta primul rezultat, prima bucată de carne de cultură celulară produsă de el, care avea dezavantajul că era foarte scumpă. Yes. Moment în care omul s-a gândit ce fac în situația asta. Îmi iau un inginer în industria cărnii. L-a găsit pe Peter Verstate, cred că se pronunță, împreună cu care a produs carnea din acest burger pe care l-a mâncat în fața audienței și care costa enorm.
dar era în sfârșit carne de producție celulară care arăta într-un fel cât de cât apropiat de cel normal. Eu atunci am zis, peste 50-60 de ani, chestia asta o să fie o mare șmecherie. Și a fost una din puținele dăți când m-am înșelat în plus. Ah! Cred că am sărit. Nu, n-am sărit. În ce constă tehnologia? Tehnologia este una destul de simplă. Se prelevează exact ca la o biopsie, o bucată de... Asta este chiar poza pe care o prezenta Mark Post când și-a făcut prezentarea cu carnea de producție celulară. Se prelevează o bucată dintr-un țesut muscular al unui animal, se extrag celulele stem din țesutul respectiv, sunt înmulțite, aici costă mult. Până acum s-a folosit ser de origine animală și prețurile au scăzut greu. O să vedeți că anul 2017 este un an de cotitură, după care era crescut mușchiul, chiar îl antrena pe bune, cu greutăți și cu impulsuri electrice, îl toca și producea ce avea de produs. Asta a fost tehnologia inițială. Acum se poate și printa 3D, se poate printa împreună cu țesuturi de grăsime, e mult mai sofisticată tehnologia. Hai, te rog. Care sunt avantajele cărnii de cultură celulară? Este clar că e mai sănătoasă, conține celule curate. Nu conține hormoni și antibiotice, nu conține microbii pe care îi poate avea animalul respectiv. Nu necesită uciderea animalului, ceea ce mi se pare etic o chestie foarte tare.